Pentru majoritatea dintre noi, vara nu este completă fără o gamă variată de legume verzi. În schimb, când e vorba de aspectul fizic, kilogramele acumulate în timpul sezonului rece nu ne bucură ochiul deloc și începem să ne alimentăm cu diferite feluri de salate sau chiar să ne înfometăm. Dar de ce să nu facem o pauză de la clasica salată pentru a ne înfructa dintr-o porție de dovlecei suculenți? Dovlecelul este una dintre primele legume recomandate de nutriționiști în diete și este una dintre cele mai prietenoase legume cu organismul uman. Dacă vrei să afli cum funcționează dieta cu dovlecei, rămâi alături de noi și privește până la final acest video. În cazul în care ești pentru prima dată pe canalul nostru, abonează-te și apasă clopoțelul pentru a fi înștiințat de fiecare dată când apare un video nou. Dovlecelul are un gust unic și minunat. El trebuie să fie un ingredient indispensabil în dieta ta pentru slăbit. Deci, pe lângă faptul că are foarte puține calorii, dovlecelul este și o sursă bună de potasiu, sodiu, calciu, magneziu, zinc, fosfor, cupru și fier, o serie de acizi organici și vitamine C, B, K și A. Dacă vrei să consumi dovlecei pentru slăbit, trebuie să știi că acesta are și multe beneficii pentru sănătate. Previne bolile cardiovasculare. Datorită conținutului de potasiu și magneziu, minerale esențiale pentru funcționarea normală a mușchiului inimii, dovlecelul are efect hipertensiv, scade tensiunea. Este un veritabil pansament gastric. Este recomandat în afecțiuni precum ulcer sau gastrită. Stimulează digestia datorită conținutului de fibre și favorizează evacuarea bilei. Inclusiv este indicat și în cazul intoxicațiilor sau recomandat pacienților care suferă de diabet. De asemenea, dovlecelul este una dintre primele legume introduse în diversificarea alimentației sugarului. Este diuretic și laxativ. Te ajută în curile de slăbire, pe lângă faptul că are puține calorii, scoate toxinele din organism și combate constipația. Ajută în boli de rinichi, eliminând surplusul de apă. Tonifică organismul. Previne îmbătrânirea rapidă și întărește sistemul imunitar al organismului. Îmbunătățește memoria. Protejează vederea. Ameliorează afecțiunile oculare. Are efect general antiinflamator. Ameliorează simptomele artritelor și ajută în tratarea reumatismului. Tonifică și hrănește orice tip de ten. Blochează radicalii liberi, reducând procesul de îmbătrânire a pielii și chiar a încărunțirii părului. Pentru ten uscat, amestecă puțin dovlecel ras cu un gălbenuș și aplică pe față, gât și decolteu. Pentru ten gras, amestecă dovlecelul ras cu ter de ovăz opărit, proporția 1:2. Sperăm că aceste motive sunt suficient de puternice încât să fii convins că a venit momentul să ții și tu o dietă cu dovlecei. Atunci să vedem în continuare ce trebuie să respectăm ca dieta cu dovlecei să funcționeze. Dieta cu dovlecel presupune consumarea măcar la prânz și la cină a câte unui fel de mâncare pe bază de dovlecei gătiți dietetic, alături de alte alimente sănătoase. Urmează această cură timp de o lună de zile, iar la sfârșitul celor 30 de zile cântarul va arăta cu aproximativ 7-9 kg mai puțin. Întâi de toate, trebuie să clarificăm un lucru. Nu este recomandat să mănânci numai dovlecel și nimic altceva pentru o lună întreagă. Dovlecei nu pot fi consumați singuri în dietă decât pe o perioadă scurtă de timp, maximum 7 zile, pentru a nu apărea carențe de minerale și alte substanțe nutritive în organism. Așadar, cum consumăm dovlecelul? În primul rând, alege dovlecei tineri și proaspeți. Cei mai mulți antioxidanți sunt în coajă, de aceea e bine să nu fie curățați când se consumă. Cu toate acestea, mulți dovlecei, în special cei din import, sunt modificați genetic. De aceea, alegerea cea mai bună este să fie organici. În cură de slăbire, poți folosi și sucul de dovlecei. Gustul nu este foarte bun, dar are efect mai mare pentru că își păstrează proprietățile mai bine. În schimb, când îl prepari la abur, în cuptor, la grătar, este delicios.
dar nu lăsa pe foc mai mult de 15-20 de minute. În salate folosește zucchini. Dovlecelul cu coajă verde închisă are aceleași proprietăți, doar că este asimilat mai rapid de către organism. În continuare, ți-am pregătit un meniu alimentar de 7 zile care te poate ajuta în lupta cu kilogramele în plus. Pe parcursul acestor zile vei servi câte 4 mese. Poți face o captură de ecran sau poți accesa linkul de mai jos unde vei găsi acest plan alimentar. Observăm că la micul dejun lipsesc dovlecei, în schimb te poți bucura de ei la prânz și cină. În principiu, cu cât gătești mai puțin și mai simplu dovlecei, cu atât obții mai multe vitamine, minerale și substanțe nutritive. Totuși, pe perioada dietei nu te repezi să mănânci dovlecei pane, trecuți prin făină și ou. Chiar dacă sunt foarte buni la gust, își pierd proprietățile nutriționale și îți furnizează mai multe calorii. Pe parcursul dietei, reduc cât poți de mult consumul de carbohidrați rafinați, adică pâinea albă, orezul alb, pastele obișnuite, sucurile carbogazoase și dulciurile. Consumă cât mai multe legume și fructe și respectă cele 3 mese principale ale zilei. Bea numai decât cei 2 litri de apă pe zi. Rezultatele bune se obțin cu ajutorul exercițiilor fizice și al unei diete echilibrate. Mișcarea te ajută să arzi caloriile, iar alimentația este importantă pentru că nu poți să scapi de kilogramele în plus dacă tu consumi mai multe calorii decât arzi. În concluzie, dieta cu dovlecei te va ajuta să pierzi repede în greutate și să obții silueta dorită. Așadar, fii sincer, te tentează să-ți iei o dietă cu dovlecei?